Ce mergem prin filozofie și ce mergem prin evoluție. Evoluția este definită ca un proces îndelungat de trecere treptată de la materia nevie la cea vie și apoi în cadrul materiei vii a unei dezvoltări de asemenea treptate de la organisme unicelulare până la om, mai elefant, de la faună sau om. Da. Da. Și cam asta este teoria învățată de majoritatea oamenilor de știință în prezent. Atât. Iar prin filozofie, înțelegem concepția despre viață. Concepția despre lume, pe care o adoptă cineva la un moment dat. În urma unor opinii proprii, adică unor observații proprii și a stabilirii unor concluzii personale, sau prin acordarea încrederii unor alte persoane care au emis anumite sisteme de gândire. Toate slide-urile le-am construit în felul acesta. O parte de stânga, concepția umanistă, evoluționistă, materialistă, și în partea de stânga, învățătura, din dreapta, învățătura creștină, pe care am tăiat-o de fiecare dată, pentru că este absolut anulată dacă învățăm pe aceasta. Ce am zis eu? Acolo, concepțiile despre lume și viață sunt ferestrele noastre înspre lume. Adică, noi vedem lumea și oamenii din jurul nostru, viața, rostul ei, sensul nostru, în funcție de ce gândim noi despre toate acestea, despre concepțiile pe care le avem. Concepția umanistă spune că eu-ul autonom este ultima realitate ineductibilă. Adică eu, ca persoană individuală, îmi stabilesc toate criteriile și nimic nu poate să mi le înfrângă, nimic nu poate să mă depășească pe mine. Bun. Acum. Părintele a zis în biserică de faptul că toată filozofia aceasta a evoluției are o ideologie grozavă care a evoluat de-a lungul timpului, începând să primească baze științifice concrete cu un avocat englez, Charles Lyell, poate ați auzit de el, care și-a arogat titlul de geolog. Părintele geologiei. Exact. Dar el era, de fapt, avocat. Și toate studiile pe care le avea erau în drept. Dar era isteț, așa este, lucru care îl caracterizează și pe diavol, că isteț, nu? La el nu putem vorbi de înțelepciune, dar are o experiență care noi nu reușește și istețime. Așa, și Lyell, el a fost printre primii care a încercat să scoată învățătura creștină din toate mediile, inclusiv cele științifice, scolastice ale vremii, și să le înlocuiască cu realități palpabile. Și atunci, prin metode fie de denigrare a istoriei despre potop, despre Moise, a numit cele din urmă la denigrare cu Dumnezeu, el a reușit să crească în ochii mai mari oameni de știință ale vremii și să-i se acorde un credit grozav, fiind de altfel mult dintre mediul de timp, ca să zic așa, amidabil. Bun, ce zicea el? Spunea că pământul, straturile pământului, s-au depus succesiv de-a lungul la milioane de ani, ajungând la concluzia aceasta, ce legătură cu milioane de ani,
Tocmai pentru că altfel nu avea cum să demonstreze. Era o necesitate absolută să fie un timp foarte lung. De altfel și cei care, cei cărora le-a prezentat ideea lor, tot asta l-am întrebat, i-au zis. Păi da, nu îmi dai seama ce spui, că ar trebui să fie timpul uriaș, o rămâne doar 6.000 de ani. Tot 7.000 de ani. Pe vremea lui. Nu pot să zici așa ceva. Și el a zis, ba da, pot să zic, tocmai pentru că teoria mea desfințează aceste 7.000 de ani. Sunt, de fapt, sute de mii, milioane. A zis el, în timpul s-a tot mărit acesta. Exact. Sunt milioane de ani și noi nu trebuie să ne preamănăm de ce scrie Biblia sau de ce învață biserica sau pentru a studia lucrurile pe care poți să pui mâna, pe care poți să le măsori, pe care poți să le cuantifici cu calcule matematice, cu studii de geologie, cu observații precise. Da, și am reușit să convinc foarte mulți oameni că, de ce? Pentru că gândirea omului era ca pregătită să primească și să îmbrățișeze aceste idei. În subconștientul umanității, ca să zic așa, subconștientul umanității avea nevoie de aceste idei ca să-L scoată pe Dumnezeu din, din mijlocul lor, din mijlocul lumii. Nu-L mai voiau, îi incomoda. Secolul 17. Da, secolul 17. Vorbim de început. Cred că Darwin a fost la 1. Da, cu Darwin, dar în 1800 de acasă, a fost înainte de el. Înainte de Darwin. E încă o perioadă. Da. A fost da, dar e corect. Ai uitat o emulație de la dinainte de Revoluția franceză, de ideologie și așa. Deci secolul 17, poate și mai devreme au fost deja și dădau trei ideile de bun. Și pentru că vorbim de filozofie, filozofia fiind ea însăși concepția despre lume și despre viață. Evoluționismul acesta a fost îmbrăcat și el la rândul lui a îmbrăcat un curent filozofic anume materialismul. Materialismul, o concepție despre lume și despre viață, care vă citesc definiția din Enciclopedia Britanică. Este credința, așa începe naturalismul, este credința conform căreia în lume operează doar legi și forțe naturale, astfel cu toată cunoașterea din univers, cade sub incidența cercetării științifice. Deci este credința. Da? E o credință, clar. Toate sistemele filozofice din toate timpurile și din toate locurile au reprezentat niște credințe. Fie că oamenii, așa cum am început, fie că unii oameni au ajuns la aceste concluzii în urma propriilor socoteli, în urma propriilor observații, fie că și-au pus încrederea în alți oameni, în modul de gândire al altora. Și am citit un lucru foarte interesant despre credință, și anume faptul că peste 90% din informațiile pe care le are un om, le-a dobândit în cursul vieții sale prin credință, prin încrederea pe care el a acordat-o mai întâi părinților, ulterior educatorilor, învățătorului, profesorilor, adică unor persoane care copilul, adolescentul, a acordat foarte multă încredere. Și de ce procentul ăsta atât de mare, peste 90%, pentru că o cantitate foarte mare din informațiile pe care noi le dobândim, de fapt, nu avem niciodată prilejul să le testăm. Nu avem niciodată prilejul să le verificăm într-un fel. Și atunci le acceptăm prin credință. Ai încredere în persoana din fața ta și accepti sistemul de gândire sau o informație mai importantă sau mai puțin importantă pe care ți-o oferă. Un grup de oameni de știință britanici. Da.
ăsta sau nu? Părinții sunt principalii creditați, mai ales în primii ani, și copiii absorb ca adevăruri fundamentale ceea ce le spun părinții, pentru că sunt dependenți totali de... Da, așa e. Și tot legat de faptul ăsta că primim cele mai multe informații pe baza încrederii ce o acordă învățătorilor, profesorilor, la început nu avem niciun fel de îndoieli. Nu ne îndoim de ce ne învață părinții, că suntem foarte mici. Deci, deținem de adevărul. Exact. Poate nici de educator, nici de învățător, nici prin primele clase ale școlii generale, așa. Nu avem un sistem personal de gândire, de a ne îndoi, de a pune întrebări, de a primi tot ce ni se oferă. Dar cu creșterea și ajungi undeva pe la vârsta adolescenței, începem să ne dăm seama că, de fapt, persoana din fața noastră, profesorul, despre asta e vorba acum, nu le știe chiar pe toate. Sunt foarte multe lucruri pe care nu le știe. Foarte multe lucruri pe care vreau să le aflăm de la el. Și mai mult constatăm că din partea a doi sau trei profesori, da, unul la mic, la noi le acordăm creditul nostru, primim informații diferite, informații care se contrazic. Și ne mai uităm și la documentare la televizor, mai citim și un ziar, mai venim și la biserică, se mai dă și o hotărâre guvernamentală sau ceva, și în felul acesta se creează o confuzie foarte mare, mai ales pentru mintea adolescentului, care e ca un burete. Și nu numai ca un burete, dar personalitatea omului la vârsta adolescenței este în deplină dezvoltare, rebelă, căutare. Așa este. Și atunci tu cauți în jur răspunsuri la întrebările pe care le ai și, de fapt, nu găsești decât presupuneri, supoziții, informații contradictorii și devii tot mai confuz. Și nu mai știu exact la cine am citit, am profesor universitar, mi-a plăcut foarte mult ce zicea din a lui. Și anume faptul că este foarte important să avem un punct de referință absolut în credința pe care noi o adoptăm. Trebuie să fie ceva absolut, pentru că dacă totul este relativ, e ca și cum ai stat pe nisipul mișcătoare. Ești pierdut dacă totul e relativ. Trebuie să ai un punct de referință absolut la care tu să te raportezi permanent. Și orice informație pe care o culegi, orice gând pe care îl primești din lume sau din afara lumii, să ai la ce să raportezi. Și am găsit întrebarea asta. Cine ne spune ce este viața? Viața fiind subiectul principal al evoluției, al filozofiei. Filozofia, conceptul despre lume și viață. Bun, lumea o vedem în jurul nostru, dar viața. Cine ne spune ce este viața? Cine ne spune cum a apărut viața? De ce există? Astea sunt întrebările la care oamenii de știință evoluționiști răspund cu foarte mare siguranță și își arunc acest drept de a fi deținători ai acestor informații. Dar e un drept aruncat pe nedrept, pentru că în realitate eu personal m-am confruntat în facultate cu foarte multe ipoteze în direcția asta. Absolut toate cursurile mele de antropologie, de evoluționism, de genom, că toate începeam cu se poate să fii. Și urma o serie de posibilități. De se poate să fi fost așa și poate să fi fost așa. Dar nu mi zicea nimeni, trebuie să o acceptați pe asta. Sau pe asta, nu trebuie să o acceptați. Dar în orice caz nu cumva să nu accept nimic. Ceva trebuia să accepți acolo. Să accepți că-s 4 miliarde sau că-s 3,8. Să accepți că mitocondria a fost mâncată de o altă bacterie și a devenit celulă eucariotă. Sau că s-a dezvoltat singură. Dar în orice caz poate să o petrecut singure. Și nici recum n-au fost așa de la bun început, în urma unui singur cuvânt al lui Dumnezeu. Așa. Și
aici cuvântul Sfântului Apostol Pavel, în epistola lui către evrei, legat de lume, care începe așa, prin credință pricepem că, și am ales cuvântul acela tocmai pentru că și filozofia este tot o credință, asta înseamnă filozofie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Cuvântul acesta desfințiază clar orice idee de evoluție. Tot ce a fost făcut, tot ce există, nu a fost făcut din lucruri care se văd. Deci nu din materie. Cuvântul lui Dumnezeu nu se vede. Sau inițial, nu? Nu știu, așa, nu vreau să intru în chestiunea asta domanică. Dar Dumnezeu este Cel care ne-a zis pe toate și pe El nu putem să-L vedem. Ori, declarația Asociației Naționale a Profesorilor de Biologie din Statele Unite spune tocmai că diversitatea vieții pe Pământ este rezultatul evoluției. Un proces nesupravegheat, impersonal, imprevizibil, natural, de descendență temporală, cu modificări genetice, influențat selecția naturală, întâmplare pe jur istorice, schimbări de mediu și toate astea au pornit la lucruri care se văd. Lucruri pe care putem să le punem mâna, pe care le putem supune studiului științific, observației, indiferent că folosim mijloace tehnologice de ultimă oră sau foarte... Deci, declarația prezintă un proces, nu prezintă începutul. Aici, de fapt, e marea confuzie a evoluționistilor, pentru că nu au început. Nu au început. Caută începutul. Spun că începutul nu a fost găsit încă, dacă el trebuie să existe. Undeva. Da. Mi-ai amintit de o conferință a unui doctor. Ian Hobby, vorbind pe tema asta a începutului, zicea așa, o să zic mai întâi cum ce în engleză, facem așa bine. In the beginning, there was nothing, and nothing exploded. La început n-a fost nimic și nimicul a explodat. Teoria Big Bang, conform căreia, în urma unei explozii, s-au dezvoltat forțe uriașe care au adunat atomi și s-au format toate planetele, universul, galaxiile, și numai pe Pământ s-au dezvoltat elemente de viață. Ați vrut să zic ceva? Ceea ce e interesant este că oamenii de știință nu au ajuns la un consens în ceea ce privește definiția vieții. Deci biologii au variante și nici toți nu au variante asta. Chimiștii au altă variantă, fizicienii au altă variantă. Și nu sunt unici. Adică sunt mai multe variante acelea de mine. N-au reușit să ajungă la o definire comună a ceea ce înseamnă viața. Asta e aceea. Așa este. Și în cauza aceea, lucrurile sunt tratate din perspectivă. Din perspectivă chimică, din perspectivă fizică, adică privești același obiect din colțuri diferite și îl spui că e altceva. Așa. Și mi-am notat cu aici, îmi pare rău că mi-am notat la cine am luat bugetările astea. Rațiunea omului nu este un punct de referință absolut în stabilirea unor viziuni corecte asupra lumii și a vieții. Și mi-a plăcut mult exemplu pe care îl vedea în cartea aceea, spune așa, că în înțelesul umanist al termenului, prin succes, ce înțelegem prin succes în înțelesul umanist? O reușită, nu? În viață, în domeniul profesional. Ceea ce vrei să aș întreba. Da? Exact. Ceea ce vrei. Adică împlinirea voii tale proprii. Ori, în perspectivă scripturistică, da? În ochii lui Dumnezeu, prin succes, înțelegem împlinirea voii Dumnezeu. Aspectele acestea două, împlinirea voii proprii și împlinirea voii Dumnezeu, sunt două aspecte care nu se pot împăca, tocmai pentru că voia Dumnezeu este absolută, iar voia omului este relativă. Eu pot să-mi autodefinez succesul prin împlinirea voii mele, sau prin împlinirea voii părinților, sau prin împlinirea voii soțului, sau a prietenului cel mai bun, sau a... Nu? Este un termen extrem de relativ. Depinde de unde vrei. De unde vrei referință. Dar o pui în ochii lui Dumnezeu, este un punct de referință absolut. Și
nu doar atunci pe care îți dai nici. Să dăm un principiu și o să răstornim. Da, 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 da. Bun. Ei, tot răspoind eu așa, am dat și peste întrebarea asta, și anume de ce unii teologi alunecă spre idei evoluționiste. Și cam astea au fost răspunsurile pe care eu am putut să le găsesc. Și anume că ori se tem să nu fie ridiculizați, atât de confrații lor, cât și de nu știu, interlocutorilor, de oameni de știință. Noi aveam profesorul de evoluționism de facultate care zicea tot timpul că nu știu, domnule, ce cu biserica asta, tot timpul stă cu noi peste gardul laboratoarelor de cercetare, ca nu cumva să rămână în urmă. Da, nu chiar așa, pentru că din ce am citit eu așa, dintre lucrările unor teologi, care încearcă să argumenteze cumva evoluția sau împăcarea teoriei evoluției cu învățătura creștină, ei aduc de cele mai multe ori niște argumente științifice depășite, pe care noi la facultate nu le mai acceptam ca fiind viabile. Un exemplu foarte clar este cel al ontogeniei care repetă filogenia, adică dezvoltarea pruncului uman în pântecele mamei, ar recapitula toată evoluția lumii. El trecând prin stadiul de amibă, de peștișor, de scuță, floricel, nu știu ce. Și toată teoria asta a fost dezvoltată pe baza unor desene falsificate de Ernst Haeckel, un cercetător german, care, m-am gândit să o aduc, dar cred că am mai vorbit toată despre treaba asta, care făcuse el niște desene ale evoluției embrionare, ale stadiilor embrionare, la mai multe organisme. Șoarece, purcel, broscuță. 1890. Când el da, avea la sfârșitul secolului. Mari instrumente de a cerceta asta. Exact. Broască, și nu mai știu ce mai vrea să acolo. În evidență, eu lui el vrea să faci aduc pe ceva. Da, 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 exact. Și om, embrionul uman, și desenase toate stadiile de dezvoltare, începând de la ziua întâi de concepție, până la ultima zi intrauterină, subliniind faptul că principalele stadii de dezvoltare sunt identice la toate organismele astea, inclusiv la om. Și atunci, clar, tot ce se întâmplă în pântec se repetă, de fapt, istoria vieții pe Pământ. Lucrul ăsta, odată cu dezvoltarea tehnologiei, a fost infirmat și scos de pe toate băncile universităților, mai puțin din școli, și de la cei care nu sunt foarte documentați în domeniul ăsta. Același lucru e vorbit cu foarte multe cei care nu sunt încă introduse în educație, în sistemul educației, dar care de ani de zile au încercat, dar puțină lumea a acceptat. Și au lăsat foarte. Care contradic tot ceea ce gândeau și acum. Apropo de viteza lumii care e maximă și toate lumii. Da, da, da. Da, așa e. Un alt exemplu nu are relevanță cu textul ăsta, dar legat de această rămânere în urmă cu informațiile, tot prin anii de facultate, am aflat că lacul Roșu nu este singurul lac de barajă naturală în România, mai există unul, tot ce îmi deci neam. Și da, așa, dar lucrul ăsta nu apare în manual de fotografie, nici măcar nu l-a făcut dacă l-am aflat, dar este un coleg, așa. Și atunci, ce se întâmplă cu istorie? Apoi și mai des. Așa. Deci ziceam de teama de a fi ridiculizat, de necercetarea problemei în întregul ei, de lipsa unei filozofii duse până la capăt, adică de lipsa unei gândiri complete. Să finalizezi ceea ce ai început să citești, să gândești până la capăt. Și lipsa cunoștințelor științifice, care asta lipsește de multe ori și în rândul oamenilor de știință. Și alături am tăiat ceea ce nevață și Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Efrem Sirul,
că ziua întâi a numit-o Dumnezeu zi una pentru a determina măsura zilelor. Lucrările scritoare lui Dumnezeu sunt instantanee, el rostește cuvântul și este mai uite decât gândul. Mi-a plăcut foarte mult lucrul ăsta. Dar mi s-a întâmplat așa ca în discuții să primesc replica asta, că dar cu ce te deranjează pe tine dacă cele 6 zile ale facerii sunt, de fapt, niște ere geologice? Cu ce te deranjează treaba asta? Ce dacă Dumnezeu o ales să zidească lumea cu nebunuțe? Ce te deranjează lucrul ăsta? Păi, na, bine, mă deranjează, dar se pare că Sfântul Vasile cel Mare este cel care vine și spune că ziua întâi, ziua în care el a spus să fie lumină, el a pus-o ca etalon pentru toate celelalte zile. Pentru că Dumnezeu n-a numit-o prima zi, ci a numit-o o zi. Atâta ține o zi. Și de atunci, toate zilele care s-au scurs, s-au ținut cât a ținut acea zi. O zi pe care o trăim noi astăzi nu ține câteva mii de ani, câte ani. Un alt răspuns la replica aceasta este aceea că cele 6 zile ale patrii descriu momente diferite de cele descrise de evoluția contemporană. Și anume, dacă luăm mai ca exemplu, faptul că plantele au fost făcute în ziua 3-a și soarele în ziua 4-a. După. Nu ar fi putut să supraviețuiască plantele pe pământ câteva miliarde de ani sau milioane fără lumină, cum ar fi făcut fotosinteză. În ziua 5 au fost create păsările și în ziua 6 au fost create reptilele, sărătoarele. O teorie a evoluției spune invers, că păsările s-au dezvoltat din reptile. Și atunci nu avem cum să învățăm ideea. Dacă putem spune, da, hai, fie, poate fost așa. Nu a fost, dacă era așa. Și Dumnezeu voia să păstreze o taină asupra acestor lucruri. Măcar mi-ar fi dat lui să ordinea corectă. De asta au fost ordinea, da. Una a durat 4 milioane de ani, alta 600 de mii, alta 5 milioane, nu are importanță, dar asta a fost ordinea, măcar putea să vedea corectă. Așa. Și l-am pus și pe Adam Crai. Care de nu știu? Păi, dar n-ar fi să fie el, dacă acceptăm filozofia evoluției, n-ar fi să fie el. Ori unul dintre ăștia. Australopitecinele, ar fi primele ființe umanoide, adică am început să facă trecerea de la starea animalului la cea umană, acum vreo 4 miliarde, multe ori el începuse așa să prindă câteva abilități, homo habilis înseamnă omul îndemânat, adică mai făcea el de ceva cu mâinile, după care a început să stea și drept, în picioare. Homo neandertaliensis ar fi... Unii oameni de știință spun că, de fapt, e omul, om, așa cum suntem noi. Numai că trăia în altă regiune, undeva în regiunea Germaniei, nu? Varia Neandertal, așa. Dar nu sunt foarte hotărâți asupra acestui aspect. În fine, acum, întrucât credința în toate timpurile și în prezent a fost o chestiune de alegere, alegi să crezi un lucru sau nu, putem să alegem care dintre aceștia ce a fost omul de care. Da. Istoria biblică ne învață ce înseamnă căderea și care a fost, de fapt, evoluția omului de la crearea lui. Că a fost mai mult o involuție, pentru că a ieșit de sub ascultarea lui Dumnezeu. Dar teoria evoluției, adică materialiștii, umaniștii, spun că evoluția este, de fapt, un proces de maturizare cosmică. Și că această cădere n-ar fi, de fapt, decât o dobândire a unui complex de vinovăție în urma conștientizării sinelui. E metaforă. Da.
Da, da, da. Și că prin cădere înțelegem această vinovăție care îl urmărește pe om pentru că el s-ar fi desprins de tot celălalt, de tot regnul animal și a dobândit o conștiință de sine, de ceea ce îl înconjoară. Și odată cu astea a dobândit și vinovăția. Pentru ce exact, asta n-am înțeles, dar... Pentru bunoare. Așa, iar despre starea raiului, imaginele cred că foarte sugestive. Da, de unde l-a tot pe aia? Dacă cercetezi un pic. E o poză originală. Așa, despre starea raiului, aș vrea să vă citesc ceva din cartea părintelui Serafim Rose. Zidirea de dinainte de căderea lui Adam era într-o stare diferită. Sfinții părinți nu ne spun prea multe despre ea. Este ceva cu adevărat mai presus de noi. Dar unii sfinți părinți, dintre cei mai contemplativi, precum Sfântul Grigorie Sinaitul, descriu starea raiului. Sfântul Grigorie spune că raiul există și acum, în aceeași stare pe care o avea atunci, doar că a ajuns nevăzut pentru noi. El, raiul, este așezat între stricăciune și nestricăciune, astfel că atunci când în rai un copac cade la pământ, el nu se descompune, așa cum vedem în jurul nostru, ci se preschimbă într-o materie bine mirositoare. Este o aluzie care ne spune că raiul e mai presus de noi, că în el este o altfel de rânduială. Fie că acceptăm ceea ce ne lasă Sfântul Grigorie Sinaitul, fie că acceptăm lucrul acesta, e o chestiune de credință. Cred că cei mai mulți dintre cei care suntem prezenți acum aici, nu avem posibilitatea nici să ne întoarcem în timp aici, nici să mergem în raiul, despre care Sfântul Grigorie spune că există și în prezent în aceeași stare, și să verificăm aceste două informații. Dar nici nu putem să le păcăm. Nu putem să suprapunem aceste două imagini. Nu? Aici, dacă animalele vin la Adam în supunere față... Poftim? Dacă te strădești un pic, poți. Aici, toate animalele, pe care noi astăzi le denumim domestice și sălbatice, vin la Adam, aduse de Hristos, în supunere față de El, în ascultare față de El, față de Adam. Ori aici, au strălupite cinul, trebuie să se cațele în copac ca să nu fie mâncat de fiare. Ori, prin biserica ne învață că starea asta a ajuns tocmai după cădere, tocmai după ce omul n-a mai ascultat de Dumnezeu, nici fiare nu a mai ascultat de omul. Da, dar cum putem să credem că tigrul era evivor? Tigrul era evivor? Da, adică anatomia lui s-a modificat la un moment dat, s-a devenit. Da, de la creație până a căzut Adam, au fost câteva zile, iar așa de spus. Păi... Există ceva în anatomia lui care să confirme chestia asta, probabil poate rămâne ceva în genetica lui care să o urme de... Nu știu de genetică ce să zic, dar știu că am citit la un moment dat, mai de mult, dar a rămas doar așa, un pic filtrat în mintea mea, care dentiția animalelor. Noi la facultate am învățat că există animale carnivore care au dinți specializați pentru sfâșiere, pentru drobirea oaselor, că există animale omnivore, cum sunt porcii, de exemplu, care au forma dinților adaptată și pentru consumarea hranei animale cu ceea ce de vegetale. Există rozătoarele, de exemplu, cu dentiția specializată pentru roaderea materialului vegetal mai dur sau mai puțin dur, cu creșterea continuă, etc. Dar eu am citit că, de fapt, structura dentiției nu trădează o... De ce n-am crede că tigru are colții ăștia așa de mari ca să poată să sfărâme coaja copacului?
El nu face treaba asta în prezent. Nu o să vedem niciun tigru începând să roadă un copac. Întrebarea presupune că e ceva în neregulă cu faptul că tigri erau carnivori în rai. Păi nu erau carnivori. Animalele au devenit carnivore după cădere. După cădere. Până la cădere nu se mâncă unul ca altul. Scrie unde era asta. Adică vorbesc Sfinții Părinți, mă refer la oameni. Dar nu știu. Pentru că dacă animalele au fost făcute după voia lui Dumnezeu, singura diferență pe care trebuie să fie că ascultau sau nu ascultau de om, și că nu se dădeau la om. Dar ele trebuie să-și vadă de ale lor, că așa cum se crea. Aveau de ales. Adică la om se poate demonstra anatomic, se poate trăi fără carne. Foarte bine. Că intestinele lui și digestia lui sunt diferite de ale unui tigru. Dar sunt diferite. Deci la tigru e altceva. Care oare s-a schimbat peste noapte? Nu cred că s-a schimbat peste noapte, tot așa cum s-a schimbat nici anatomia organului judecătoare. Am citit că, adică Sfinți Părinți spun așa, că reproducerea omului după modelul animal este un pogorământ al lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu știa că omul avea să cadă și va avea nevoie de acest mod de multiplicarea vieții. Așa, l-a zidit din punct de vedere anatomic cu felul acesta. Cred că putem zice același lucru, putem să extrapolăm la aceea cu suspendarea. Și atunci, nu avem o variantă, și care e foarte simplă și la îndemână. În rai nu există foame. Da. Și dar avem nevoie să mănânce. Da, dar doar omul stătea în rai. Animalele nu stăteau în rai. Atunci putem să spunem că Dumnezeu a adus animalele în rai. Ele erau un prășteat de fapt cu unul. Și atunci care e problema? Ce n-au vrut să mănânce alte animale? Păi, dar doar erau cei omenite. Dacă nu erau omenite. Am citit că era un domnul, este un scan, nu mai știu cum se numește, care a vânzit un leu și i-a spus, uite, dacă acum să nu mai mănânci carne, vii la mine și îți dau pâine, în fiecare zi din pâinea fraților. Și el venea zi de zi și mânca pâine. Și cred că este asta, nu știu, ori o toarcere la... O toarcere la îngeala după care l-a zidit Dumnezeu. Și pe el m-am gândit. Mă gândesc acum. A venit vorba de discuția asta. Dar sunt și acum atâta clar de fiare care sunt îmblăzite și care se văd să fiare cu oameni. Da, asta excepții. Nu cred că... Nu cred. Foarte bună întrebarea, părinte. Da, da. Vis-a-vis de susținerea sau mai, cu argumente mai puțin sau mai puțin puternice, au unei anumite teorii. Da? Eu zic că rezolvăm această dilemă printr-o practică. Aducem un tigru aici și îl dăm numai cu cuie. Dacă nu am înțeles ce să mă știu, lăsăm pe tine atunci. Problema e că deja genetica lui deja e transformată, însă pe carne, adică nu mai e o chestie care să doar o să cinci. Ia să fac eu un câine, să vedem întâi cu un câine. Dar câine aici. 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 Mănâncă și... Sau prin excludere, mă gândesc. Da, 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 e adevărat, că iarăși nu toate animalele vegetariene au automat pe camera. Și tigru cu una. Mănâncă și iarbă, ca să nu la digestie, dacă e rău, mănâncă și iarbă. Știu de la alții care au pisici că dacă nu sunt la curte, le cultivă special. Și știam că sunt amitat și vreau să te întreb, sunt animale care au fost totdeauna iertătoare și care au colți. Da. Și, de exemplu, moscul. Da. Este o căprioară care are niște colți imensi și care are pentru a lua delicheri de pe spația copacilor. Deci, dentiția sunt mai mari decât colțul de tigru. Dar acum vorbim de oameni, nu de animale.
Păi oamenii s-au adaptat la fază. De fapt, referim la evoluția omului acum. Asta ne interesează. Da, nu numai a omului, pentru că nu putem exclude omul din istoria naturală. Lucruri pe care lumea nu le cunoaște. Există ceea ce se numește sisteme ireductibile, de complexitate ireductibilă. Adică sunt sisteme ale care format din multe componente și dacă unul din componente lipsește, ăla nu-și mai poate face funcție. Și exemplul cel mai simplu și la îndemână este sângele cu coagularea sângelui. Deci coagularea sângelui este datorată acțiunilor a 7 enzime, care acționează simultan. O enzimă care lipsește, sângele nu se mai coagulează. Deci nu poate să fie apărut evoluționist aceste 7 enzime. În altă parte, nu se mai coagulează, deci nu mai putea să trăiască animalul ăla. Da? Că orice rană era, se mai coagulează. Mai sunt și alte astfel de sisteme de complexitate ireductibilă. Deci nu poți să le simplifici, dai seama. Și se întâmplă foarte tare. Deci nu puteau să apară decât la un moment dat instantan. Nu aveau cum să apară prin evoluție. Dar ele puteau exista de simplu? Numai așa. Pentru coagulare. Pentru coagulare. În forma asta. Dar pentru coagulare e o tecnică la enzime? Da, enzimele alea. Da, sânge. E vorbit de proces de coagulare la sânge. De asta, în complexitate ireductibilă. Sunt mai multe componente. Nu e dintr-una simplă. Da. Legat de sânge, întrebarea mea asta, nu văd de ce nu ar fi ăsta răspunsul, și anume așa cum Dumnezeu a cunoscut că omul avea să cadă și i-a lăsat structura aparatului reproducător așa cum l-a lăsat, n-ar fi putut prevedea și aspectele acestea. Mai și atunci au toate fost făcute prin pogorământ din creștința lui Dumnezeu. Un alt argument care mi-a venit în minte este acela că absolut toate animalele carnivore încep consumarea hranei, adică a prăzii, cu consumul conținutului stomacal și intestinal. Acolo unde se găsesc, de fapt, bacterii care digeră hrana de natură vegetală și hrana de natură vegetală pe care a consumat animalul acela înainte. Și animalele carnivore cu asta încep cu a consuma conținutul stomacal și intestinal al herbivorelor, unde se găsesc, de fapt, plante și bacteriile necesare digestiei digerării acelor plante. Și ulterior trec la consumarea pe părți. Până la urmă, răspunsul cel mai simplu este așa a zis Dumnezeu. Nu ne vedem acolo, fără cum nu știm de ce. Așa, să vă mai zic un pic de aici. Despre rai. Știm că unii oameni care au fost în rai, precum Sfântul Eufrosim Bucătarul sau Sfânta Irina Crisovalantul, care au adus înapoi mere de acolo. Merele au fost păstrate puțin, apoi călugării le-au împărțit, le-au mâncat și erau foarte dulci. Istorisirea spune că le-au mâncat ca pe pâine sfințită, ceea ce înseamnă că aveau ceva în comun cu materia, totuși erau ceva diferit de materie. Astăzi oamenii fac speculații despre materie și antimaterie, despre obârșia materiei, nici ei nu mai știu bine. De ce dar am fi surprinși că există un alt fel de materie? Materia care se găsește în prezent și care a existat tot timpul în rai. Știm de asemenea că va exista și un alt fel de trup, un trup duhovnicesc. Trupul nostru, cel înviat, va fi dintr-un alt fel de materie decât știm acum. Așa cum a fost de altfel și a lui Hristos, după înviere. Tot Sfântul Grigorie Sinaitul spune că va fi la fel ca trupul nostru de acum, dar fără umor și fără grosime. Hristos a trecut prin mușchile înviate și... Nu știm cum este, căci atâta vreme ce nu am văzut un înger, nu avem experiența acestui lucru. Nu e nevoie să facem speculații despre ce anume fel de materie este aceasta, fiindcă ni se va descoperi când va fi nevoie să știm în viața viitoare. E de ajuns să știm că raiul și starea întregii zidiri înainte de căderea lui Adam se deosebeau foarte mult de ceea ce știm acum. Și mi-am amintit acum un cuvânt, nu mai știu la cui, care zicea așa, că de fapt tot studiul ăsta
al istoriei naturale, e o cursă a diavolului care ne distrage de la lucrurile esențiale. Este important să vedem soarele, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru el, să cunoaștem toate binefacerile care ne vin de la faptul că există soarele, dar nu contează cum a apărut el. Ce importanță are asta? Păi, dar nu stai să te gândești. Tot acest curent de orice, dar decât un singur soare pe care îl face pe ieșirea de sub autoritatea lui Dumnezeu. Deci mi-am pus o listuță. Primesc periodic mail-ul de la părintele Dan Bădulescu. Că ați auzit despre el. Și chiar în una din zile în care lucram la prezentare, am primit un mail de la dumnealui în care mustra, nu mai știu, pe cineva care a început să-ți facă tot felul de speculații și zicea așa: nu vă mai aventurați pe terenul științific. Am mai greșit și eu câteodată în acest sens. E un teren mocirlos și mai degrabă domnător. Legat de speculații, de... așa. L-am găsit acum. Bun. Și am pus întrebarea asta. Și ce dacă Dumnezeu ar fi coordonat procesul evolutiv? Și la întrebarea asta putem să spunem, da, nu, nimic. Se putea să fost așa. Sau putem să analizăm situația și să vedem ce presupune. Dacă Dumnezeu, într-adevăr, ar fi coordonat procesul evolutiv, atunci noi... Așa, nu l-a făcut în 6 zile, l-a făcut în câteva miliarde de ani. Miliarde de ani, da. Multe. Exact. Și atunci cuvântul lui nu mai lucrează instantaneu, așa cum mă trezesc părinții bisericii. O primă consecință pentru noi, ca și creștini ortodoxi care venim la biserică, este aceea că suntem nevoiți să ignorăm și să reinterpretăm parte din tradiția apostolică din cea patristică. Inclusiv din slujbe, din ideile legate de răscumpărare, de jertfa Mântuitorului. Și a fost tot așa, ca o rânduială de la Dumnezeu. Legat de slujbe, când m-am gândit la treaba asta, primul gând care mi-a venit a fost canonul Sfântului Andrei Critean, unde se fac mențiuni, la, chiar așa începe canonul, cu relatarea evenimentelor căderii omului. Dar m-am gândit că ar vrea să vin cu ceva concret și nu pot să vin să citesc tot canonul Sfântului Andrei. Și nici nu prea știam să fac așa, să mă apuc de citit toate slujbele, să văd unde ar putea găsi ceva relevant pentru aspectul ăsta. Și mai bine, că seara la vecernie, pe 27 februarie, îl prăzmeam pe Sfântul Procopie Mărturisitor. Și prima lui cântare zice așa: vrednicia chipului, cel de la începutul zidirii, făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, te nevoie prea fericite au păzit. Și când am auzit cuvântul ăsta, vrednicia chipului, cel de la începutul zidirii, lucrul acesta atestă faptul că omul este de la începutul zidirii și nu după câteva miliarde de ani de la facerea lumii. Ori, dacă noi zicem că, da, bine, se poate ca Dumnezeu să fie coordonat procesul evolutiv, noi trebuie să tăiem cel puțin cântarea asta. Cel puțin cântarea asta, din spune, noi nu trebuie să mai zicem. Pentru că ea spune că omul a fost făcut la începutul zidirii. Și scoatem canonul Sfântului Andrei Fruteanu, scoatem Duminica Fricoșitoare Judecăți, Duminica Isconirii lui Adam de Rad, Sfâna Viitoare. Ce să ne scoatem? Pentru că nu se potrivesc cu acest proces evolutiv. Așa. Și textul pe care l-am pus eu aici, unul este luat dintr-un ziar al Arhiepiscopiei Grecești în America. Un lucru trist, dar pe care părintele Serafim Rose a încercat să-l scoată în evidență și să atragă atenția acestuia, și anume faptul că omul a fost creat la început printr-o taină, iar biserica noastră vă dă prilejul să cântăriți subiectele pe care le menționați. Cineva întrebase despre începuturile omului, dacă au fost sau nu mai mulți oameni la început sau au fost mai dat ceva.
Da, deci biserica vă dă prilejul să cântăriți aceste subiecte și să veniți cu propriile considerații și înțelegerea asupra lor. E mai bun evoluționism. Decât asta. Nu ne lasă pe fiecare. Da, exact. Și ca text contrapus aici, l-am găsit foarte potrivit pe cel de la Sfântul Apostol Petru, în care, vorbind despre epistolele Sfântului Apostol Pavel, zice că acolo sunt unele lucruri cu a nevoie de înțeles, pe care cei neștiutori, neîntăriți, le răstălmăcesc spre a lor pierzare și îl pune acolo în paranteză ca și pe celelalte scripturi. Tot așa facem și noi, dacă ne străduim să potrivim Biblia, relatarea scripturistică, pe teoria evoluției. Trebuie să răstălmăcim lucrurile pentru că sunt cu a nevoie de înțeles. E greu să înțelegem cum Iosua a oprit soarele o zi ca să, ca evreii să câștige lupta împotriva amoreilor. Iisus Navi sau Iosua, e aceeași persoană. E greu de înțeles. E greu să înțelegem exact cum Moise a despărțit tabele. E greu, cel mai greu lucru pe care îl avem de înțeles este că Hristos a înviat prin puterea Lui proprie. E greu să înțelegem treaba asta. Și atunci, pentru că e greu, începem să le răstrămăcim, pentru că nu le știm, nu suntem întăriți în credință și în cunoașterea lucrurilor. Da. Un exemplu pentru creația lui Dumnezeu este când Mântuitorul a vindecat trupul din naștere cu tine. Practic, el fiind din naștere, nu avea o lipsă, practic, în anatomia lui. Da. Și de ce Dumnezeu ne-a vindecat prin cuvânt? Și a ales să facă tine și să-i un lângă ochii, cumva să-l peticească, între ghilimele, să-i completeze lipsa anatomică și să poată să vadă, gândește cum poate să vadă cineva care nu a avut niciodată vedere. Din punct de vedere biologic, e imposibil de imaginat așa ceva, că practic nu poți să percepi obiectele. Nu ai dezvoltată capacitatea la nivel mental, la nivelul creierului, să poți să percepi culori sau ceva de genul ăsta. Nu ai abilitatea asta. Dumnezeu e dată instantaneu. Și a folosit tină, adică pământul, de ce a folosit pentru că trebuie să-i facă ochii din nou, așa cum i-a făcut lui Adam la început. Da. Adică, în momentul acela, Iisus, de fapt, a retrăit momentele de la început când a zidit. Așa cum l-a zidit pe Adam, din Lut, cu mâna lui, așa și acum oricum trebuia să-i facă ochii, de la început, din Lut, cu mâna lui. Nu era suficient să spună, vezi, așa cum i-a zis, sau nu mai știu, cum zicea, fiica ta să te mântuit, scoală-te. Da, trebuia să fie un om care era întreg cu totul, fiica Abinair. N-a trebuit să ia lut, să sufle peste ea pământ sau... Iar că le mulțumesc despre ochi, ce spun? Că ochi pot să crea, nu? Dar în privința ochiului, evoluționiștii stau deoparte. Începând cu Darwin și toți cei care urmează. Pentru că este extrem de greu, așa cum zicea domnul Corav despre aceste complexe irreductibile, este extrem de greu să imaginezi un model de evoluție a ochiului. Cea pământică. Da. Darwin, de exemplu, și-a înviat lucrarea cu ideea asta. Dacă cineva va veni și va... Adică dacă cineva o să pună în discuție problema ochiului, îmi dărâmă toată teoria. De mai știa niște lucruri spre finalul vieții și am dat seama de ce lucruri. Da, e clar. Când ne-am găsit în toate straturile geologice apropiere Mediului, niciun fel de dovezi de așa multe organisme care fac trecerea de la ora asta la alta, care se presupune că erau în evoluție. Da. Nu este așa. A fost una și mai avut alta și pe ei, adică. Da, și să nu mai vorbim că straturile geologice, de fapt, nu arată, așa cum își doresc toți evoluționiștii, în stratul cel mai de jos se găsește un organism unicelular și elefantul și omul se găsește mai în stratul superior. Nu există un loc pe Pământ unde se găsește așa ceva. Există, de fapt, în cărțile, tabelele cronologice. Acolo există. Da. Este o informație în catechismul ortodox scos în Franța, pe care dacă vrea să o comentez. Și acolo, când părintele îi spune copilului despre facerea lumii, zice, uite, Dumnezeu a luat țărână și l-a făcut pe om. Și prin țărână înțelegem
materia organică, ceea ce deja până atunci, până spuse așa o crește, nu era nimic sigur un nisip acolo. Și cumva parte este spre o concordanță, cumva, că a fost o creștere pe care Dumnezeu a folosit-o pentru om. Da. Deci era mai rață relata metaforiță. Da. Păi, așa, la ce m-am gândit acum, și anume că nici în Scriptură, de fapt, prin pământ, când îți trece mai ceva decât pământ. În cazul cu orbul, spune că Iisus a plecat și a făcut tina din țărână. Ce ar putea să facă tina din ce? Din frunze uscate, ca să fie materie organică, să fie rune, din ce se facă tina aia? Materia organică înseamnă materie cu viață. Asta înțelege noi prin materie organică. Și solul este organ. Pentru că are în el viață. Da. Pentru că are în el râne care îl acumulează, are în el insecte, larve, fierni. Bacterii, da, da. Pentru că are în el viață. Dacă scoatem toate elementele astea din sol, rămân sărurile minerale, care sunt fără viață, pe care plantele le preiau din sol și se hrănesc cu ele prin fotosinteză și mai departe. Dar petrolul? Petrolul ce face? Petrolul nu e în sol, în primul rând. Dar se consideră că e materie organică, nu? Sau se studiază la chimie organică? La început cred că scapă niște povești. Ca și ar fi unii și cu 1000 și la de noi. Cam așa ceva. Că s-a despicat marea două, și nu frumos așa, știi? Dacă ai stat să te gândești că chiar s-a întâmplat, să le iei mota noi exact așa, te-am făcut toate alea, adică încep să gândești tot toată. Câte o poveste, te joci cu el. Ca oricare de poveste. Cred că se întâmplă lucrul ăsta și pentru că oamenii nu se apleacă cu seriozitate asupra lor înșine. Pentru că dacă stai și te studiezi un pic pe tine, cum ești făcut și îți analizezi doar propria ta viață și cauți să înțelegi câte ceva despre tine însuși, îți dai seama că a despărțit marea în două e nimic pe lângă ceea ce ești tu în sine. Sau a face un ochi față de ce e tot organismul și cum evoluează și cum trăiești și ce e viața omului. Și nu e, da, se poate. Adică cine a făcut omul... A făcut o viață cu vieții. Adică, da. Viața asine. Da, așa e. Devine chiar multă ca ecografie. Bine că aveți și medici. Nu, mă uitam de la ecografie și mă... În momentul ăla erau mai multe ecografie și mă gândeam să chiar fi ce arhitectură perfectă. Da, și la asta mă gândesc. În niciun alt loc de Scriptură, Pământul nu are un alt înțeles decât... Da, eu am ajuns acolo. Spune că a luat țărâna din Pământ. Adică erau... Bine, mai de traducere. De un alt fel. Ce-am spus de traducere? Bine, de traducere. Nu, da. Am văzut eu așa. Deci ar fi fost un Pământ mai subțire. Da, da, da. Nu că e organic. Da, dar în niciun caz nu poți să înțelegi organic, pentru că, adică, ce înseamnă, substanțe organice? Înseamnă proteine, lipide, glucide, acizi nucleici și toate astea în lumea asta nu se găsesc decât în cadrul unui organism viu. N-ar fi putut. Adică, dacă supunem totul legilor pe care le cunoaștem astăzi, da, ca să lămurim treaba asta, exact. Din naturalism, în pământ, așa, ar fi trebuit să fie țărâna. Adică proteine, lipide, glucide și așa. Și acest lucru aici. Dar noi cunoaștem că nu există toate astea decât în cadrul unor organisme vii. Indiferent că e bacterie, sau că e om, sau elefant, sau copac, sau floricică, toate există în cadrul unor organisme vii. Cum să fi fost? Nimeni nu-și poate imagina decât izolate în laborator. Așa, să izolezi niște aminoacizi. Dar... Marius a zis ceva interesant. Da. Legat de ceea ce părinea. Așa atunci când faci o oală de lut, o la rușa, nu e un tip de pământ. Nu tot pământul e bolă. Nu știu.
are sens să fie, a luat țărână din pământ. Mai spune, ai luat argilă sau ai luat un anumit tip de pământ. Ăsta mi se pare un exemplu, nu știu ce ne-au scris, dar mi se pare un exemplu bun de ce am scris aici. De lipsa unei filozofii duse până la capăt, la cunoștințelor științifice. Adică ai auzit așa de materia organică și atunci a zis că, a, asta se înțelege prin țărână, materia organică. Nu pot să ai la dispoziție și treaba asta știu că mi-a zis-o chiar la facultate, dar nu mai știu de ce scop. Mi s-a părut interesant că mi-a zis treaba asta. Și anume, dacă tu ai avea la dispoziție absolut toate elementele care alătuiesc în organism, nu organismul, toate lipidele, toate proteinele, toate, și să le ai amestecat într-un borcan, tu acolo nu ai, de fapt, o hortenzie sau un cățel sau o găină. Ai niște proteine și lipide amestecate acolo într-un borcan. Și poți să le lași acolo 4 miliarde de ani, că nu o să iasă din ele un câine. Nu o să le pun acolo, o să putrezească, probabil. O să se stricăciune, da, exact. Așa, voiam să vă mai citesc ceva. Ceva coerent, ceva care să aibă o ordine. Fără nu există... Fără intenție, vrei, tu poate exista o ordine. Da, chiar dar... doar ca ea, ca să fie ordine. Orice. Cred că are diferența într-o de dezordine, dar nu are un scop. Se vorbim și tocmai asta încearcă să scoată ideea de finalitate. Din natură. Scop, de intenție. Da, da, da. Dacă de intenție, vorbim de persoană. Vorbim de persoană, gata, da, chiar discuție. Ori, unul dintre cei care au ținut foarte mult la ideea asta de scop, de finalitate, a fost doctorul Paulescu. Nicolae Paulescu, el vorbește foarte mult despre finalitate și despre lipsa de sens a tot ceea ce există, dacă nu există un scop. Și a faptului că nu ai cum să scoți ideea de scop. Și anume, reproducerea are un scop, nu? Perpetuarea speciei, tratarea bolilor au un scop. Și hazardul cu un scop. Invazia unui organism de către o bacterie, toate au un scop, nu poți să scoți scop. Și dacă scoți, să scoți așa, selectiv. A, aici este scop, dar din față nu mai este scop. Nu, dar galaxiile ce scop? Dar care galaxie? De unde știm că apropo de ceea ce nu știu lumea, descoperi științifice. În lumea științei există două experiențe care au fost până acum considerate piatra filozofală. Carbonul 14, nu? Pentru verificarea vechimii artefactelor, ce se găsește cu pământ, și deplasarea către roșu. Aparent. Ce spun lumea de știință? Că carbonul 14, care a fost criteriul carbonul 14? Eu să-și adun de calenul să se transforme în carbone, îi trebuie nu știu câte milioane de ani, că ăsta e procesul și carbonul 14 se găsește în funcție de vechime, au ei criteriul. Da? Până când un om din America a făcut carbone într-o săptămână. Deci a făcut efectiv, a luat o bucată de lemn și s-a transformat în carbone. Fără să-i dea foc. Da. Deci s-au dus și cu carbonul 14. S-a terminat carbonul 14. Aia cu plasarea spre roșu. Care era principiul? Spune așa. Mama! Spectrul pe care... Spectrul pe care îmi trebuie spectrul, apoi spate, radio de spate și așa mai departe. Da? Spectrul de culori. Aici nu era discuția pe care spectrul, pentru că radio de spate nu primește decât impulsuri electrice. Deci atât. Eu nu primesc culori, în niciun caz. Oamenii interpretează după aia ca fiind funcție de frecvențe, alte chestii. Da, și așa. Cu cât e mai mult roșu în spectrul respectiv, e mai îndepărtat acel corp. Asta e teoria.
Până când am descoperit de Dumnezeu, că au niște corpuri care sunt, au mult pășun, dar, în mod surprinzător, în alt demonstrator, s-au dăbit a fi foarte aproape. Deci s-au dus și cu depasarea asta de roșu. Deci nu mai au acum de ce să se lege. S-a cam viteza lumină, viteza maximă, da? Da. S-au dus și cu viteza lumină. Au descoperit chestii care se mișcă mereu de cât. Cel puțin așa zic ei. Deci... Întrucât toate astea sunt relative, de aceea avem nevoie de un punct de referință absolut. Adică sunt cei cu care artistii sau ce sunt programate de astri, invizibile de cu ochiul uman. Părinte, care astri? De unde știm că-s astri? Că ne-a spus cineva că-s astri. Dar se văd pe cer, nu? Se văd niște răghițe. Se văd niște chestii. Se văd niște chestii. Se văd niște chestii. Se văd niște chestii. Așa este. Dar sunt niște halucinații. Dar de unde știi cât de departe sunt? Da, sunt invizibile oricului umane. Deci nu pot să fie luminători, cum a spus Scriptura. Și totuși au poate o finalitate neînțeleasă de noi. Ca și multe alte corpuri nostru pe care încă nu le-am înțeles. Dar gândiți-vă că Scriptura spune așa, că le va strânge pe toate ca un vot. Da. Da? Deci de unde... Da, dar așa este cum și părintele. Doar pentru că noi nu cunoaștem scopul unor lucruri, nu înseamnă că ele nu au. Până de curând spunea că apendicele uman este o reminiscență din timpuri ancestrale. Ori el este un organ foarte important pentru că este un organ înfoit care contribuie la imunitatea corpului uman. Este foarte important apendicele. Doar pentru că n-am știut atâta timp ce face el și apropo de ce primim noi și cum vă apreciem în caracterie și stil. A fost un reportaj la TVR1, vă garanta 100%, în care cea intervizată era o doamnă, o pitoță, care a fost angajată de NASA să le facă tablouri, să le facă și o loc mai uman, așa să nu că aia să săracii erau numai cu bursuri și cu alte nevoie. Și a spus să-mi iau un lucru care nu a fost doar de stat. Deci ați văzut toate acele imagini despre galaxii, toate pe care să văd și pe internet, și pictură, și tot felul de tratate astrologice. Deci alea sunt creația unui om din NASA. Dar ce nu sunt fotografii? Nu sunt, ei nu primesc culori din spațiu. Nu au cum să primesc asta. Nu e spectru vizibil. Da? Deci primesc niște impulsuri electrice. Și ăla se gândește el că așa ar fi bine să întâmplă, așa că stă de acolo cu albastru, acolo cu verde, acolo cu albastru, acolo cu galben. Și noi am luat ca pelicanul, ca așa arată galaxiile. Așa cum am luat galaxiile. Era de gheare bine. Da, și așa de gheare bine. Așa a zis NASA. Da, și așa a zis NASA. Cât de nu sunt așa. Plus că, de exemplu, o chestie interesantă de tot în galaxia noastră, planetele, au și o rolul în sensul ele, prin mărimea lor, opresc cometele sau meteoriții, atrăgând gravitația lor, atrăgând și absorbind toate corpurile astea care ar, teoretic, potențial periculos. Potențial periculos pentru Pământ. Deci au un rol... Ca niște filtre. Da, da. Deci... Păi bine, și gurele, adică cometele, ce rost au? Cometele? Dar și lumina frumoasă n-ar plăce? Până la urmă, e toată mărăția asta galactică, nu știu cum ce există pe... E scopul principal de a vedea mărăția lui Dumnezeu. Nu poți să le facă Dumnezeu așa ca să fie acolo. E pus acolo așa, ca să nu are așa face și le-a pus pe aia acolo. Vreau să știi că și tu mai faci de-astea. Așa. Da, și am zis treaba așa, este... Mi se pare interesant faptul că, deși oamenii de știință materialiști încearcă să scoată din ecuație ideea asta a finalității unui lucru. Ei înșiși sunt, de fapt, cei care caută să explice și să justifice existența unor elemente. Întrebă, sunt vii sau nu? Da. Pentru că nu poți să concepi existența unui obiect fără un scop. Chiar și simplu scop al aspectului estetic, al funcției, este un scop. Îți pui o floare în vasă pentru că este frumoasă, pentru că îți place. Nu poți să o pui așa, chiar fără niciun scop. Nu cuprinde rațiunea omului lipsa scopului. Găsisem un
paragraf foarte scurt a unui filozof din secolul XIX, la sfârșitul secolului XIX, care este îmbrățișat de către cei care încearcă să împace învățătura creștină cu teoria evoluției. Le Comte de Nuit, îl cheamă pe el și zice așa: Atotputernic, iar lui Dumnezeu, se arată în faptul că omul care se trage din viermii Marii este astăzi în stare să conceapă existența unei ființe superioare și să dorească a fi strămoșul ei. În mie asta mi s-a părut că îl aduce pe om într-un stadiu de psihiatrie. Adică, într-un stadiu psihiatric. Evoluția înseamnă că tu ai ajuns la așa un nivel în care halucinezi. Așa, ți-ai închipuit că există o ființă superioară, cum zice aici, și îți dorești să fii strămoșul ei. Dar nimic nu este adevărat din toate lucrurile astea. Dar evoluția este cea care te-a dus în stadiul ăsta. Ca tu să nu poți accepta situația ta de vierme marin. Au ajuns pe Pământ din niște ființe marine. Aha. Și primele imagini pe care le-am studiat și la facultate redau o creatură așa, bipedă, dar cu o notătoare, un podar așa și cu un cap alungit ca de pește. Și de gelatin. Ascindea voi așa ceva la... Era un poza, zice poza. Și n-am văzut și cu poza. Ce-i față pe ăștia universități? Eu nu ce dau bani. Dar despre Uriaș? Așa. Nu știu dacă între timp v-ați adunat... Noi la biserică ai văzut cât era. Dacă v-ați aruncat ochii peste imagine, peste ce-am scris eu aici. Aici era, de fapt, o icoană, așa, într-un medalion. Sus erau Adam și Eva Rai, înaintea lui Hristos, și acolo la judecata de după cădere și acolo este alungarea. Mi-a plăcut mult, foarte mult imaginea pentru că ei sunt închipuiți îmbrăcați. Adică oamenii rai erau îmbrăcați în harul lui Dumnezeu, în slava lui, iar atunci când au ieșit, erau goi. Și mi-am amintit de o icoană pe care mi-a arătat-o Părintele, cu Hristos, răstignit și îmbrăcat cu haină pe el. De fapt, el niciodată nu a rămas dezbrăcat, adică gol, în ceea ce numim noi astăzi, nu numai astăzi, rușine. Așa, și fragmentele pe care le-am pus aici și pe care, de fapt, ar trebui să le tai, pentru că sunt cele pe care noi trebuie să le ignorăm, da, din Scriptură. Și anume, Cuvântul lui Hristos, când ne zice, n-ați citit ca aceea care i-a făcut de la început, bărbat și femeie i-a făcut, necaz va fi în zilele acelea, vorbind despre sfârșitul lumii, cum n-a mai fost până acum de la începutul zidirii pe care a zidit-o Dumnezeu și nu va mai fi. Apoi Hristos care menționează zilele potopului și mi s-a părut importante și astea, chiar dacă n-au fost în cursul celor 6 zile ale facerii. Potopul fiind cel care a schimbat fața lumii și ne-a dat-o așa cum avem noi astăzi, cu continentele și oceanele aranjate așa cum le cunoaștem. Din cuvântul Apostolului Pavel, Adam este chip al celui ce avea să vină. Ori nu mă mai întorc, pentru că mi se pare blasfemiator acum să mă întorc la imaginea cu cele cinci maimuțele. Și să o alege pe una dintre ele ca și chip al lui Hristos. Făcutul sau omul cel din tâi, Adam. Adică este menționat un singur om. Omul cel din tâi. Ce să facem? Să ne raportăm la acest cuvânt al Apostolului Pavel ca fiind unul alegoric? Și să înțelegem prin Adam toată omenirea?
toată omenirea este chipul lui Hristos și care omenire, toți cei cinci în cursul a câteva miliarde de ani. Adică, da, a citit literal, de pe chip literal, exact cum scrie sau a citit metaforic. Da. După cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia într-o Hristos. Deci trebuie să fi fost un Adam care a murit prima dată ca să putem să dăm acest silogism. Cum au murit toți în Adam, toți vor învia în Hristos. Trebuie să fi fost un Adam ca să poți să pui fraza asta, pentru că dacă nu a fost un Adam și au fost mai mulți, atunci s-ar putea să fie și mai mulți Hristos. Un Adam, un Hristos. Un Adam și noul Adam. Dacă începe și eu și cu astea... Dacă ei nu lasă serios... Am auzit și ideea că Adam, de fapt, ar fi primul om care a avut conștiința lui Dumnezeu. Că restul... A, restul era și trebuiește. N-avea conștiința lui Dumnezeu. Adică primul care a fost vrednic... Vrednic să un om. Dar după aia au fost mai mulți care nu au vrednic. Adam a fost zidit întâi, apoi Eva și Adam n-a fost amăgit, dar femeia fiind amăgită s-a făcut călcătoare de poruncă. Adică iarăși apostolul face trimite la niște evenimente clare și pe care nu prea poți să le pui într-un plan din ăsta general, universal. A fost mai întâi Adam, apoi a fost Eva. Și într-un început, cu Doamne Pământul ai întemeiat, cerurile sunt lucruri mâinilor tale, vor pieri, tu rămâi, toate se vor învechi. De ca și cum acum ar fi deja vechi, pentru câteva 4 miliarde de ani. V-ați dezbrăcat de omul cel vechi, la oaltă cu faptele lui, v-ați îmbrăcat cu cel nou, spre cunoaștere, care spre cunoaștere se renumește după chipul celui ce l-a zidit. Adam era chipul celui ce l-a zidit. Care Adam? Iarăși, care dintre cei cinci? Dacă lucrurile astea le luăm în serios, ori le scoatem, pentru că nu se potrivesc, ori le luăm doar pe astea în serios și pe celelalte le dăm departe. Nu poți să le suprapui. Și e o chestiune de alegere. Dar nu e doar alegere intelectuală. Da, nu, clar nu. Ziceam că însă și răscumpărarea și învierea lui Hristos trebuie să o ignorăm. Pe cine am suprăvit noi acolo? Bărbați și o femeie, dar sunt, au existat oamenii ăștia sau nu? Noi când vom muri, vom putea să ne ducem să luăm pe Adam de mână și nu, tu ești rămoșul meu? Ce-ai făcut? Despre ce ne vorbim? Cărțile sunt toate, trebuie ignorate, trebuie aruncate. El vorbește despre un Adam care a plâns, care vorbește cu Adam, îi se roagă lui Adam. Nu e o chestiune abstractă, Adam. Și nici Eva. Și până la urmă, este calitatea de persoane. Despre care vorbește genealogia. Că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și Fiul lui Adam. Și Dumnezeu e o persoană și Adam e o persoană. Dacă Adam nu e o persoană, nici Dumnezeu nu este o persoană. Pe chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar dacă asta sunt mai mulți, poți fi și mai mulți Dumnezeu. Fiecare după un chip. Așa. O altă consecință este aceea că... Da, trebuie să ne schimbăm modul de raportare la Hristos și la misiunea Lui în lume. Și legat de lucrul ăsta... Maestru spiritual. Da, maestru spiritual. Întâlnire tot de religii. Așa. Și cu numărul cu Confucius, Buddha. Am adus să vă citesc un dialog, o bucățică dintr-un dialog, dintre părintele Epifanie Teodoroplos și un tânăr cu convingeri comuniste, care venise de fapt la părintele așa, ca să-l demoleze. Da, și să-i arate că nu știe prea multe. Și de acolo am luat ideile astea două. Vă recomand dialogul cu toată inima. Așa. Până la un moment dat, părintele, vârful tăgăduitorilor, Ernest Renan, spune cu mare glas despre Hristos. Pentru 10.000 de ani, lumea se va înălța prin tine. Ești viața din capul lungului a omenirii. Încât dacă va despărți cineva numele tău de această lume,
va fi ca și o zdruncinare ei din temelii. Veacurile vor propovădui că printre fiii oamenilor nu s-a născut nimeni superior ție. Și următoarea mea frază, însă nu ești Dumnezeu. Și nu pricep sărmanii, Hermes Renan și ceilalți, că pentru sufletul lor, toate acestea constituie o tragedie inexplicabilă, tot ce au enumerat ei despre Hristos. Dilema de neînlăturat este de neînfăcat. Hristos este sau Dumnezeu întrupat și, într-adevăr, atunci și numai atunci constituie chipul cel mai moral, cel mai sfânt, cel mai nobil al luminirii, sau nu este Dumnezeu întrupat și atunci nu este nimic din toate acestea. Împotrivă, dacă Hristos nu este Dumnezeu, și ce am zis foarte interesant, avem de a face cu existența cea mai sinistră, cea mai înfricoșătoare și cea mai respingătoare a istoriei umane, la care tânărul se scandalizează, cum spuneți așa, și părintele argumentează. Păi, mai întâi, Hristos a propovăduit că este fără de păcat. Cine dintre voi mă vădește de păcat, vine stăpânitorul lui acestea care nu găsește nimic în lume? Expune despre sine idei foarte înalte. Eu sunt lumina lumii, eu sunt cale, eu sunt adevărul, eu sunt viața. În afară de acestea, propune pretenții de afierosire absolută către persoana sa. Pătrunde legăturile cele mai sfinte ale oamenilor și spune cel care iubește pe tată, pe mamă mai mult decât pe mine, nu-i vrede pe mine. Am venit să despart pe fiul de tată, pe noră, de soacră. Pretinde chiar și viața mucenicească și moarte de la ucenicii lui. Zice că vă vor da pe voi la întregători, vă vor scoate din sinagogi, vă vor bate. Cel care va arăta până la sfârșit, acela se va mântui. Și acum întreb, zice Părintele Epifan, a îndrăznit cineva vreodată să-și revendice pentru sine dragostea oamenilor mai presus chiar și decât viața lor? A îndrăznit cineva vreodată să-și propovăduiască absoluta sa nepăcătoșenie? La prima întrebare, da, mari dictatori. Stalin a pretins și iubire mai presus decât față de propria persoană. Și în numele lui, oamenii mergeau de căruși să moară. Sau erau ajutați să meargă. Da, o să zic ce trebuie asta. Nu știu, părinte, pe câți acum din și Stalin, adică... Da. Erau condamnii toate puternice. Erau, erau, erau. Doar în sensul gras, nu pușca în spate. Câți și-au dat viața benevolă în condamnii? Da, au fost, au fost. Poate au fost, dar aveau ceva la mansardă. Nu erau conștiințe de ce. Ce? N-ai auzit de comuniștia noi în țară care erau... Anticristul, cred că ia lucrurile astea de la Hristos ca să ne întoarcă spre sine. Da. Că e cel mai ușor. Ideea care a jucat adevăr. Exact. Iar pe stare nimeni nu l-a propovăduit ca fiind cel mai sfânt, cel mai nobil, cel mai curat. Așa. Da. Da? Wow. Era... Da, mă, dar e sigur trupul. Nu s-a lăsat frăstinii băcuci. Am văzut o opție. La părinț Stalin, cunosc un personal, un exemplu, au gâns el în școli și nu erau chiar elevele. Cred, dar nu știu dacă e vede, dar în cazul elevilor, pentru că copiii sunt cei, da, pe care îi cucerești. Nici nu cunoșteau viața. Da, da, au trecut într-o copilărie, nu știu. Cunoșteau propaganda, nu știau adevărat. Nu știau, bunica îmi spunea că învățătorul sau așa le-a spus și a venit acasă plângând și mama i-a zis, dar de ce plângi? Păi a murit Stalin, vai și nu știu ce mai zic bunica. Deci plângeau? Fiecare om ajunge și moare. Sau nu știu, zice, tu pentru asta plângi, nici nu știi cine a fost Stalin și pentru asta plângi și bunica. Mama ei era fără carte, dar... Ați văzut în Coreea de Nord, n-am murit la ce mascarate faceau acolo, deci aia e maximul, maximul posibil în Coreea de Nord, dacă vrei. Da, și dacă ați văzut în final, probabil că din 10, 2 chiar au crezut. Da, 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 cu siguranță. Dacă ați citit cartea lui Orwell, 1984, cei care, susținătorii cei mai fervenți ai sistemului, cumva comunist, este descris acolo în roman, erau copiii. Copiii pentru că ei erau cei lăsați în grija statului de la vârsta cea mai mică și cărora li se insufla, li se inducea o dragoste, dar nu era o dragoste, ci o dependență. Ce s-au organizat de teroriste acum? Erau copiii.
la copii și instruiesc mici. Nu vrei eu așa. Deci toți nu veni să le vorbească copiilor, veni ca niște oameni maturi, cu toată puterea vârstei, care ar putea să zică, du-te mai de aici, cum să mă cer de o dată pentru tine, un străin. Numai un Dumnezeu ar fi putut să le facă pe acestea. Îți închipui că Marx al vostru ar fi putut spune așa ceva, dar ar fi considerat nebun și nu s-ar fi atat nimeni să-l urmeze. Gândește-te acum câte milioane de oameni și-au jertfit toate pentru Hristos, chiar și viața lor, crezând în adevărul cuvintelor lui zise despre sine. Dacă declarațiile sale despre sine ar fi fost mincinoase, Iisus ar fi fost persoana cea mai sinistră a istoriei, îndreptând pe atât de mulți la o jertfă atât de grea. Care om, oricât ar fi de mare și de renumit, de înțelept, ar fi meritat această ofrandă și jertfă? Cine? Nimeni, numai dacă ar fi fost Dumnezeu. Cu alte cuvinte, omul care ar fi pretins această jertfă de la discipolii lui, ar fi fost persoana cea mai sinistră a istoriei. Hristos însă a și pretins-o și a și reușit-o. Cu toate acestea, chiar și de tăgăduitorii Dumnezeirii sale, a fost numit persoana cea mai nobilă și mai sfântă a istoriei. Așadar, sau aiurează tăgăduitorii, numind drept cel mai sfânt pe cel mai sinistru, sau pentru a nu exista aiurială, ci ca într-adevăr coexistența pretențiilor lui Hristos și a sfințeniei lui să aibă rațiune, vor trebui de nevoie să recunoască faptul că Hristos continuă să rămână persoana cea mai nobilă și cea mai sfântă a omenirii, numai cu condiția că este și Dumnezeu. Altfel este, precum am spus, nu cea mai sfântă, ci persoana cea mai înfricoșătoare a istoriei, din pricina celor mai mari jertfe ale veacurilor făcute în numele unui mincinos. Astfel, Dumnezeirea lui Hristos se dovedește în baza chiar a mărturiilor tăgăduitorilor lui despre însușirile lui. Unde, în ce carte ai găsit asta? N-am găsit-o într-o carte. Am găsit-o publicată într-un articol pe internet. Dialog, dar probabil că e preluată dintr-o carte. Un dialog între părintele Epifanie Teodorul. Dai un link sau la articol? Trebuie să-l caut, fiindcă oameni când erați în facultate, când aveam și eu căutări în direcția asta. Îl caut, dar nu dau, cum să zic. Și în continuare, părintele vorbește și despre aspectul ăsta, că într-adevăr au fost mari dictatori ai lumii care au cerut, care au venit cu astfel de pretenții în numele unor idei, ale unor ideologii, ale unor lucruri pe care ei le promiteau și nu pentru persoana proprie. La prima vedere. Așa, iar Părintele Epifanie îl definește pe Hristos ca fiind creatorul întregii lumi, cel care cu înțelepciune stăpânește peste toate, de la mulțimea galaxiilor nesfârșite până la infinitele corpuscule ale microcosmosului, cel ce ne dă viață nouă tuturor. Iar celelalte nu prea sunt așa de importante, pentru că El este Dumnezeu. Și atunci, și dacă n-ar fi fost bun și nu ar fi fost sfânt și nobil și să merite jertfa și dragostea, El este Dumnezeu și nu prea ai de ales. Nu? El este Dumnezeu. Ceea ce pare total miracolos și neexplicabil, apropo de ce ai spus mai devreme, este că o astfel de persoană a reușit să aibă discipoli peste mii de ani, în toate colțurile lumii, fără legătură cu poporul din care s-a tras. Așa este. Chiar de acolo. Adică nu ține de cultură, nu ține de obicei, nu ține de istorie, nu așa. Până la urmă, am crescut, asta e adevărul. Unde e adevărul, acolo persistă. Persistă, nu? Mixoala e crucea Sfântului Andrei, nu? Dacă te am dat dată la o parte acolo, poate e crucea Sfântului Andrei. Da, da, da. Bun. Altă consecință a faptului că Dumnezeu, dacă Dumnezeu ar fi coordonat procesul evolutiv, aliniem creștinismul tuturor formelor de gândire și cercetare științifică, transformându-l într-un alt adevăr relativ, pentru că, într-adevăr, toate sistemele filozofice au încercat să definească aspect și să rezolve problema existenței, devenirii omului, a realității fizice, esența lumii, unitatea, libertatea, valoarea, fericirea, adevărul, cultura, civilizația,
Dar Hristos a venit și a zis că eu sunt adevărul. Eu n-am venit să vă zic ceva despre adevăr. Eu sunt adevărul. Eu sunt fericirea, eu sunt viața, eu sunt valoarea. Știi care e cuvântul cheie în toată să legea? În toată să legea. Care e cuvântul cheie care face toată diferența. Întâmplarea. La mulțumă acolo, da? Da. Da. Întâmplarea. În momentul în care ai scos întâmplarea afară, și nu mai este nicio întâmplare, da, pe care se bagează toată teoria materialistă și vedeți, toate s-au întâmplat. Cum? Apar la vedere, dar s-au întâmplat. Ai scos întâmplarea și totul începe să devine, să devină ordonat și ordonat, s-ar chiar tot în discuție. Asta de simplu. Restul, da, sunt doar diverse forme de exprimare. Asta e tot. Da, asta este. Bun. Și dacă Dumnezeu a acordat procesul evolutiv, atunci, în urmă cu vreo 4 milioane de ani, Dumnezeu a început să creeze mamifere asemănătoare omului, l-am arătat pe un fragment de cin. Mergeau în două picioare, aveau creiere mari, foloseau nerve, îngropau morții, picau pereți, dar nu aveau spirit, nu aveau conștiință, nu se inclinau la Dumnezeu, nu aveau ritualuri religioase. Animalele astea au murit, Dumnezeu le-a înlocuit cu Adam și Eva. Dumnezeu este în afara timpului, căderea lui Adam avusese un efect retroactiv asupra tuturor celorlalți și de aceea animalele erau sub stricăciune cu mult înainte de apariția omului. Deci aici am încercat să îmbinăm cele două idei, teoria evoluției și ceea ce învață biserica, așa numit că nu exista stricăciune înainte de căderea lui Adam. Nu m-aș fi gândit la efectul retroactiv, recunosc. Ce găsemniți au spus ca să poți să le place, știi? Și în loc de încheiere am pus un slide cu care am încheiat și data trecută. Prin care concluzionăm toate lucrurile de care trebuie să ne dezicem ca să acceptăm că, da, bine, Dumnezeu a coordonat evoluția. Și concluziile sunt, de fapt, ale Apostolului Pavel, anume că prin credință înțelegem că Universul a fost întocmit prin Cuvântul lui Dumnezeu, așa că ceea ce este văzut n-a fost făcut din ceruri căzute, cu care am început altfel. Și apoi, dacă Hristos n-a înviat, pentru că asta, neînvierea lui Hristos, ar fi concluzia faptului că nu a existat un Adam fizic palpabil, care să cadă printr-un păcat, acela de a nu l-a scumpătrea, să rupe de Dumnezeu, nu a existat o izbonire din rai, nu ai ce să recucerești cu asai încă, împărăția Sfântă, nu are pentru ce să se jertfească Hristos. Și nu are ce să revizi. Și atunci, pentru ce? Cum să moară dacă nu se jertfește, cum să învie dacă nu muri. Iar dacă Hristos n-a înviat, atunci propovăduirea noastră e zadarnică, la fel și credința voastră. Pentru că ne aflăm martori mincinoși ai lui Dumnezeu, pentru că împotriva lui am mărturisit că l-a înviat pe Hristos de mort, pe care deci nu l-a înviat. Iar dacă noi numai pentru viața aceasta ne dăjim în Hristos, suntem mai deprânsi decât toți oamenii. Și voiam să închei cu o poezioară cu care de altfel și-a încheiat și Părintele Epifanie convorbirea cu tânărul acela. A unui autor grec. Titlul poeziei este Semne de întrebare. Am întrebat pe pusnicul bătrân de 70 de ani ce-și unduia asale crete pe umerii săi mari. Părinte, spune-mi de ce în sfera cubului ceresc, nedespărțită, ziua și noaptea mereu călătoresc? De ce ca niște geme se seamănă într-unul spinul și floarea, surâsul și suspinul? De ce în verdele pădurii cel mai seducător se încuibă șerpi, vipere și toate odrasele lor? De ce, înainte ca gingașul boboc să apuce nemirositoarele petale la lumină să le arunce, un vierme negru vine și dă o lovitură care în leagănul său îl lasă închis, fără suflare? De ce dorește spicul și plug și semănat și lucrător ca pâine să ajungă ce satură pe orice muritor? De ce folosul și divinul și tot ce-i frumusețe se cumpără cu lactic și cu sânge în viață, în timp ce lingușirea îndată propopsește și josnicia tot pământul anghite se silește?
Și apoi, de ce în atâta armonie din afară, se încapă atâta chin și neorânduială? Ridicându-și mâna cea dreaptă către cer, el spuse: acolo sus, deasupra acestor nori de aur, brodează domnul Gherghef fără de seamă. Și fiindcă noi, pe dedesubt, mereu pe jos umblăm, partea lui din spate zilnic o vedem. Așadar, firesc e ca mintea greșit să privească acolo unde ar trebui cu mulțumire să slăvească. Așteaptă ca un bun creștin ziua să ajungă când sufletul tău înaripat eterul să străpungă și privind cea din față a lui Dumnezeu prodeală, vei vedea atunci că toate sunt bună rânduială. Pot să mai recomand și niște cărți apropo de concluzii sau experiențe pe care le-au oameni de știință, mulți dintre ei au arătat primul Nobel, adică oameni care chiar au amintat în cercetarea asta a oamenii și care au început să aibă din ce în ce mai mult convingere religioase. Una care m-a impactat pe mine este biologia credinței, The Biology of Belief, scrisă de un american, Bruce Lipton, și care povestește un pic apropo de evoluția interiorului uman și de tot felul de chestiuni de viață și încep să înțelegi efectiv, inclusiv din felul în care viața apare. Și îl spune foarte, și nu e singur care spune asta, i-au pus și o bază de unii noi, unii noi de mânta științei, de mânta genetică, care spun că ființele vii, de fapt, reacționează și apar în funcție de semnale pe care recepționează din afara lor. Și există un lucru care este un proiect genetic, pentru că viața ne spune așa. Noi știm momentul în care, de exemplu, dacă ADN-ul e activat sau nu, dar nu știm când se activează. Fapă nu. În celulele când se divizează celula umană, de deci embrion când s-a format, o celulă 2-4-8, până atunci sunt identice toate. La un moment dat intervine ceva, nu se știe ce. Un semnal de unde, fapă nu, care este nebăgat de acum, și ADN-ul intră în funcțiune și începe să construiască corpul uman, că l-a estematizat. Deci nu știu. Și atunci, singura explicație pe care o vezi, e ceva care vede din afară. Care spune, da, acum gata, pornește și treci la treabă. Da? Dar poate ca și moartea. Nu știu, că vine cu tot. Dar se pare că e ceva din afară, spune, gata. Ajunge. Epigenetica este un domeniu pe care cei mai mulți sunt geneticieni îl... Au început să descopere tot mai mult, exact ce spune ai tot. Cauza acestui univers nu se află din însuși. Nu, nu, dar trebuie să scoate bani. Nu mai... Numai să mă pot băga corporații de chestia asta. Da, da, da. E vorba de chestii. E controlul tău. E vorba de controlul actuale. Așa e. Că totul este controlat din mult. Apropo de la Descartes, că ăla a fost iar unul dintre... Da, da. Raționaliști. Raționaliști care s-au bazat tot în evoluție. Și dacă totul poți să faci la nivel de mecanism și de mașină... Atunci e perfect. Atunci mașinile nu funcționează tot timpul, așa cum te aștepți. Cred că dacă mai iau și lechiți, da. Iar în ce privește teoria evoluției, nu prea merge să spui că excepția confirmă regla. Ce? Da. Dar nu mai regla. Da, exact. Ce regla confirmă faptul că toate straturile geologice sunt prea străbătute de un singur trunchi de copac. Ce putere avea trunchiul ăla să penetreze tone de pământ, de stâncă, nu mai este solul pe care s-ar cu cârlețul. Ce forță împins copacul ăla, el să rămână intact, nu, cu o rămasă întreg, și trece prin toate straturile geologice. Alea care nu se pot explica, nu se pot. Da, așa. Să lasă de Am adus poze, cred că la prima prezentare.
asta în condițiile în care îl rămâne vertical și pământul tot se depune pe lângă el, dacă fii pe jos sau ceva. Da, dar... Da, sau da, există o factură la pământească materială care are un vârghim uriaș și făcut un lucar special. Mulțumesc pentru subiectul ăsta, care cred că a fost deschis acum 2 ani, cu tot în costumare, da. Și care, nu știu, eu personal simt că a existat o evoluție majoră. Efectiv, descoperirilor, la cum ne raportăm, exact la ce pot scrie un slide, cum te raportăm la lume. Și e foarte bine pus aici ultimul slide, că tot timpul auzim, cum o să auzim duminica viitoare, despre izgonirea lui Adam din Rai, cu ajutorul Dumnezeu ajunge la înviere, dar nu înțelegem de ce s-au întâmplat lucrurile astea. Și fără prima imagine care crede cu adevărat că Hristos și Dumnezeu l-a creat pe Adam, și, fără să înțelegem lucrurile astea, să ne punem problema asta, nu avem cum să înțelegem de fapt învierea. Și a fost important. Și de-aia Sfinții Părinți vorbesc despre creație în catehezele din postul mare. Și vreau să-ți propun să continuăm. Dacă... Ce mai este de spus? Nu, să mai venim argumente. Cred că sunt multe de spus, de fapt. Ce te-ai mai gândit să mai pui data? Păi nu mai mare subiect. Dar dacă ne-ai zis-o, dar sunt mai multe teme. Adică cele trei. Prima, care am încercat să aduc un câteva argumente care demontează, argumente științifice, care demontează teoria științifică a evoluției. A doua, care am prezentat cele 6 zile ale facerii din perspectiva scrierilor Sfinților Părinți. Și aceasta, vreau să vedem care sunt consecințele ignorării totuși a scrierilor patristice, a Bibliei. Mie mi-a plăcut foarte mult, am ascultat la prezentarea asta la un moment dat, era în interviu, cred că de carte cu Facultatea de Teologie, dar n-am reținut în ce oraș era. Și care a fost un discutor foarte simplu și foarte relevant. Zice, apropo de diferența între filozofie și teologie. Că nu zic, păi eu tot o filozofie și teologie. Nu? Totul despre viață. Zice, nu? Filozofia se ocupă cu cercetarea și descoperirea adevărului. Teologia se ocupă cu explicarea. E o mare diferență. Că filozofii încă îl caută. Da, da, da. Pentru că teologii l-au găsit și acum... Și acum nu le explică. Asta tot. Nu-i așa. Deși, în altă parte am citit că teologul este cel care explică lucruri despre Dumnezeu. Cel care mănâncă pe Dumnezeu și care vorbește cu Dumnezeu. Dumnezeu, nivele de teologie, da. Mulțumesc!